seara, sunt Sorina Obrejea și vă prezint știrile ProTV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Partide finanțate netransparent sau candidații independenți defavorizați de lege sunt câteva din neregulile depistate de observatori internaționali care au monitorizat campania electorală și scrutinul de duminică. Un tânăr din Dubăsari a fost bătut de doi indivizi și lăsat să zacă în cimitir, iar apoi a murit la spital. Totul pentru că a refuzat să le cumpere alcool suspecților care au fost reținuți. Mai mulți magistrați de la judecătoria Chișinău cer ca președintele interimar al CSM să fie cercetat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, pentru că organizează ședințe, deși a fost demis luna trecută. Un bărbat a fost lovit mortal de un autoturism azară pe o trecere de pietoni din capitală. Independenții defavorizați de lege, femeile promovate prost în lista de consilieri, iar partidele finanțate netransparent. Acestea sunt semnalizările observatorilor internaționali care au monitorizat scrutinul de duminică. Cu un raport detaliat, experții vor veni în două luni. NMO raises concerns regarding the direct involvement of incumbent mayors and government officials in campaigning and notes that this issue remains insufficiently sanctioned in the legal framework. Mai mult, organizația a constatat că au existat perioade inegale de agitație între concurenții electorali, ceea ce ar fi putut afecta egalitatea de șanse. Observatorii mai spun că au existat discrepanțe între fondurile de campanie raportate de partide și activitățile făcute de acestea, care ar fi implicat mai multe cheltuieli, și situația independențelor a fost în vizorul lor. We assess also that the excessive recurrence in the law for registration of self-nominated candidates are at odds with international standards, and concern could be raised regarding consistent ground for rejection of independent candidates, which may have affected the principle of equal opportunity. Defavorizate ar fi fost și femeile, care ar fi fost promovate în listele de consilieri într-un număr mic. Per general, observatorii menționează că scrutinul a avut loc în condiții calme și competitive. Organizația NMO a monitorizat alegerile din 20 octombrie cu susținerea financiară a Uniunii Europene, a Suediei și a Regatului Țărilor de Jos. Justiția din Moldova rămâne pe două fronturi. Un grup de magistrați de la judecătoria Chișinău a cerut ca președintele interimar al CSM să fie cercetat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia îl consideră demis, în timp ce Consiliul continuă să se întrunească. Judecătorii îl acuză pe Dorel Musteață că organizează ilegal ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, deși atât el cât și ceilalți membri au fost demiși la adunarea generală a judecătorilor din 27 septembrie. Cu sesizarea n-am făcut cunoștință, am văzut informația pe Bizlav. Nu era chiar citeț însăși sesizarea. Când o să fac cunoștință cu dânsa, atunci să mă expun. Mai mult ca atât, nu înțeleg de ce au încălcat competența, din câte cunosc, astfel de sesizări urmea să fie depusă la poliție, dar nu la CNA. Astăzi, ședința Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânată din nou din lipsă de quorum. Și anume, domnul Micu este, am fost anunțat că se află în concediu medical, domnul Postu mi-a comunicat că ceva e la lucruri de bază, la facultate, avea careva activități. Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi erau programate 14 subiecte, printre care examinarea cererii de demisie a lui Ion Druță din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Sunt prezentate înscrisuri în care sunt vizați mai mulți judecători. Și judecătorii, conform procedurii, judecătorii urmează să fie audiați, urmează să fie, prin acțiunile date, este blocat absolut tot procesul. Cererea de demisie a domnului Druță nu este imposibil de examinat. Nu e nicio schimbare. I-am comunicat inclusiv și pe poștă electronică. Între timp, ziarul de gardă a publicat astăzi un mesaj pe care judecătorul, președintele Curții de Apel Bălți, l-ar fi expediat tuturor instanțelor din țară. În acesta se spune că o ședință extraordinară a adunării generale a judecătorilor va fi organizată vineri pe 25 octombrie. Asta deși adunarea poate fi convocată doar de CSM. Nu am reușit să-l găsim astăzi pe Alexandru Gheorgheș, cel care ar fi autorul mesajului. Sper foarte mult că această adunare generală nu va avea loc. Eu sper foarte mult, totuși, în faptul că avem în sistem un număr suficient de judecători integri, corecți, care știu să respecte legea și care înțeleg, de fapt, ilegalitatea acestei adunări
și au discernământul să judece corect, echidistant. Recent, CSM s-a plâns și la Curtea Supremă de Justiție, prin care susțin că decizia ca membrii Consiliului să fie demiși este ilegală, dar CSJ nu i-a dat câștig de cauză. Săptămâna trecută, guvernul a făcut modificări în legislație, așa încât CSM să anunțe cu 60 de zile înainte când să organizeze o adunare a judecătorilor. Asta în condițiile în care magistrații ar vrea să se întrunească din nou vinerea aceasta ca să numească noi membri în Consiliul Superior al Magistraturii. Ea într-un kimono, el într-un frac și cu o umbrelă japoneză în mâini. Așa a apărut cuplul Dodon la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito al Japoniei, care a avut loc astăzi. Banzai! Banzai! La eveniment au venit peste 2000 de invitați. Vedeți cele mai importante momente la știri. Caz șocant la Dubăsari, un băiat de 17 ani a fost bătut de doi prieteni de-ai săi pentru că nu a vrut să le cumpere alcool. Potrivit presei locale, victima a fost dusă pe câmp și impusă să-și sape propria groapă, iar apoi lăsată să zacă într-un cimitir. Dimineața un trecător l-a găsit, iar tânărul a murit la spital. Totul s-a întâmplat acum 4 zile. Presa din regiunea transnistreană scrie că între cei trei băieți s-ar fi iscat o ceartă, pentru că victima a refuzat să le cumpere alcool făptașilor. Ulterior, suspecții au chemat un taxi și l-au dus în câmp, unde l-au impus să-și sta pe propria groapă. Stale voi zbivat. Изначально не сильно, дошло до того, что его и садили в багажник автомобиля, вывозили в поле, опять били, и так дошло до того, что он потерял сознание. Potrivit poliției, taximetristul în vârstă de 18 ani nu a luat măsuri pentru că era teamă că va fi bătut și el. Cei doi băieți au dus victima în cimitir și au lăsat-o să zacă acolo. Abia după 6 ore, tânărul a fost găsit de un trecător care a chemat ambulanța. Увидел ноги. Я думал, что какой-то мужик пьяный, подхожу, а там парень лежит, крови весь был. Я говорю: "Эй, парень, вставай", он вообще никак хрипел. Прям видно было, что и избили его, синяки везде были. Într-o fotografie postată pe o rețea de socializare, minorul decedat apare alături de unul dintre suspecți. Три фигуранта по данному делу задержаны. Cei doi indivizi în vârstă de 17 ani care l-au bătut pe băiatul decedat riscă până la 25 de ani de pușcărie. Un bărbat de 48 de ani a murit aseară după ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pieton de pe strada Ismail din capitală. Potrivit poliției, trecerea de pietoni este semaforizată, însă nu este clar deocamdată ce culoare indică semaforul. Șoferului au fost prelevate probe biologice pentru a stabili dacă era sau nu în stare de ebrietate. Întreprinderea gările și stațiile auto, cât și tutun CTC ar fi fost privatizate fraudulos. Comisia Parlamentară de Anchetă a încheiat audierile funcționarilor de acolo și va prezenta un raport în curând în legislativ. De cealaltă parte, conducătorii instituțiilor spun că acestea nu mai erau profitabile și concesionarea era necesară. În decembrie 2018, după un concurs cu un singur participant, Agenția Proprietății Publice a dat în concesiune toate gările și stațiile auto din Moldova firmei Gările Auto Moderne pentru o perioadă de 25 de ani. Cifra de afaceri a acestui obiectiv este de 450 milioane de lei anual. Deci o sumă uriașă pentru ca să dezvolți un plan pe câțiva ani de zile sau pe termen mai lung. Și să faci profitabilă activitatea respectivă fără ca să transmiți unui privat. În 30 de autogări, sunt 18 sunt cu rezultate financiare negative. Deci ele sunt toate 18 în pierdere. Deci, practic, la ziua de astăzi, 18 autogări sunt ținute pe mai mult ca obiective sociale. Astăzi, mai mulți responsabili de acolo au fost audiați pentru ca mărturiile lor să fie incluse într-un raport care va fi prezentat în plen. O analiză va fi făcută și asupra contractului de privatizare a companiei Tutun CTC. Fiecare an, cu toate că întreprinderea dădea un profil destul de bun, consider,
toate astea în continuare nu am fost, n-am avut suport bugetar și tot timpul s-a ridicat și procentul accizilor și procentul anvalorii. Reprezentanții instituției spun că tranzacția era inevitabilă deoarece importatorii erau favorizați în dezavantajul producătorului local, ceea ce ar fi dus la pierderi uriașe. La începutul lui 2019, statul a semnat contractul de vânzare a celor 91% din acțiunile pe care le avea la întreprinderea Tutun CTC, contra sumei de 167,7 milioane de lei. Igor Dodon în frac, iar soția sa în kimono, așa s-a afișat astăzi cuplul prezidențial care a mers în Japonia la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito. La eveniment au participat în jur de 180 de șefi de stat și de guverne. Galina Dodon a schimbat în doar o zi câteva rochii, totuși în imaginile oficiale nu a apărut, ci doar în cele cu care s-a lăudat Dodon pe rețelele de socializare. Ajuns în Japonia, Igor Dodon și soția sa au fost întâlniți de mai mulți oficiali, iar din imagini se vede că președintele ținea în mână o geantă care l-a cam împiedicat în momentul când a ieșit din mașină. Din fotografiile postate pe pagina de Facebook a șefului statului, Galina Dodon apare într-un kimono alături de soțul său îmbrăcat într-un costum și ținând în mâini o umbrelă japoneză. La ceremonie însă, cei doi și-au schimbat ținutele. Președintele a purtat un frac și o pereche de pantaloni green carouri, iar Galina Dodon o rochie lungă pe care a sortat-o cu o pereche de pantofi negri și o geantă de aceeași culoare. Banzai! 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 În imaginile oficiale de la ceremonie, cei doi nu apar. În schimb, poate fi observat Klaus Iohannis și soția sa. Președintele român a fost îmbrăcat la fel în frac, iar Carmen Iohannis a purtat o rochie lungă albastră. Și liderul de la Kiev a fost printre invitați. Vladimir Zelenski apare în mai multe fotografii la braț cu soția sa. La eveniment au venit peste 2000 de invitați, dintre care 180 de șefi de stat și de guvern. Ceremonia de întronare a împăratului Japoniei a fost organizată în cea mai frumoasă sală a Palatului Imperial. Evenimentul a debutat cu un ritual în cadrul căruia au fost utilizate o oglindă sacră, o sabie și bijuterii familiare pentru a-și proclama ascensiunea în fața strămoșilor din vechea dinastie imperială. Naruhito, în vârstă de 59 de ani, este al 126-lea împărat al Japoniei și primul născut după cel de-al doilea război mondial. El și-a preluat prerogativele din luna mai după ce tatăl său, fostul împărat, abdicat. Militarii americani din Siria au fost bombardați cu cartofi de localnicii cuzi. Oamenii și-au exprimat astfel nemulțumirea față de retragerea trupelor. Situația din Siria a fost subiectul cheie al întâlnirii dintre președintele rus și cel turc de astăzi. Detalii aflați în jurnal. Un moldovean de 37 de ani a fost prins beat la volan de polițiștii din Italia. Mai mult, șoferul avea un permis de conducere fals, întrucât în 2011 actul i-a fost retras, din cauza că și atunci șofa în stare de ebrietate. Moldoveanul locuiește în orașul Parma. Potrivit presei din peninsulă, în același automobil se mai afla un moldovean de 36 de ani, care a fost arestat pentru că avea la el un act de identitate fals. Doi bărbați au fost arestați pentru 30 de zile, fiind suspectați de contrabandă cu țigări. Acum câteva zile, poliția a oprit camionul condus de unul dintre ei pe o stradă din capitală, iar în vehicul a descoperit 1,5 milioane de țigări fără timbre de acciz. Valoarea lotului a fost estimată la aproape 2 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi fost aduse din regiunea transnistreană și urmau să fie vândute ilegal în Uniunea Europeană. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții originari din Drochia și Edineți riscă până la 10 ani de închisoare. O nouă retragere a trupelor americane staționate până acum în Siria s-a lăsat cu huiduieli din partea localnicilor. Oamenii au aruncat cu cartofi în militari. Între timp, Vladimir Putin s-a întâlnit astăzi cu Recep Erdogan pentru a discuta despre situația din nord-estul Siriei. Fire!
Imaginile filmate în orașul de graniță Camisli arată pe localnicii curzi bombardând cu cartofi transportatoarele blindate americane. Oamenii au scandat cuvinte grele în adresa militarilor americani, până mai ieri aliați cu milițiile curde în fața atacurilor statului islamic. Acum câteva săptămâni, președintele american a anunțat că trupele americane din Siria vor fi retrase, moment urmat de ofensiva Turciei. Astăzi, liderul de la Ankara s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Discuțiile celor doi s-au concentrat pe normalizarea situației din nord-estul Siriei și combaterea grupurilor teroriste. Se jură că nu fură, dar l-au prins cu 50 de litri de motorină. Un mecanic a fost reținut în timp ce sustrăgea combustibil din locomotiva pe care o conducea. Grupă operativă. CFM a deschis o anchetă de serviciu în acest caz. Detalii aflați imediat. Aduceau ilegal motoare și piese auto din Uniunea Europeană și le vindeau la noi. Mai mulți bărbați au fost reținuți de oamenii legii care au efectuat percheziții la domiciliile suspecților. Bănuiții sunt din Edineț, iar acasă la ei polițiștii au mai găsit asigurări auto false, telefoane mobile și alte bunuri fără acte de proveniență. Dacă li se va demonstra vinovăția, ei riscă amendă de până la 500.000 de lei sau până la 10 ani de închisoare. Premierul britanic amenință că va convoca alegeri anticipate dacă Parlamentul nu va aproba acordul Brexit, asta după ce parlamentarii au refuzat pentru a doua oară să voteze documentul negociat cu UE. Între timp, europenii spun că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană trebuie mai întâi adoptată de Parlamentul britanic și abia ulterior de cel european. In truth, it has pained me to spend so much of this mandate dealing with Brexit, when I have thought of nothing less than how this union could do better for its citizens. Waste of time and waste of energy. Declarația a fost făcută după ce ieri Parlamentul Britanic a blocat pentru a doua oară în ultimele zile aprobarea acordului privind ieșirea Marii Britanii din UE. Premierul Boris Johnson a cerut să fie organizat un nou vot în acest sens, însă președintele Camerei Comunelor a respins solicitarea pentru că e similară cu cea de sâmbătă. Today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the House has decided the matter. Today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances. My ruling is therefore that the motion will not be debated today, as it would be repetitive and disorderly to do so. Parlamentul de la Londra a decis sâmbătă să amâne votul asupra Brexitului până când va fi adoptată legislația prin care se va implementa acest acord. Premierul britanic a declarat însă că nu va negocia cu UE o nouă amânare. În 2016, britanicii au votat la un referendum pentru ieșirea Marii Britanii din UE. Ceața care învăluie orașul de dimineață nu se va dispersa în următoarele zile. Meteorologii au prelungit codul galben. Detalii are colega noastră Daniela Focșa. Daniela, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Meteorologii au prelungit codul galben de ceață până mâine la miezul zilei. Pe alocuri, densitatea va fi destul de mare și vizibilitatea va fi și mai mică de 200 de metri. În aceste condiții, Inspectoratul Național de Patrulare îndeamnă șoferii să fie foarte atenți în trafic, să evite manevrele de autodepășire, să păstreze distanța de siguranță și să reducă viteza. Temperaturile în această noapte vor oscila între 5 și 10 grade în sudul țării, iar mâine ne așteaptă o zi însorită cu maxime de până la 24 de grade. Atât acest subiect, la revedere! Daniela, mulțumesc! Pregătirile pentru iarnă sunt întoi la grădina zoologică din capitală. Cuștile animalelor au fost căptușite cu paie, au fost instalate calorifere în unele adăposturi, iar angajații spun că în această perioadă viețuitoarele mănâncă mai mult. Cât timp afară temperaturile sunt încă generoase, angajații grădinii zoologice sunt în pregătiri pentru sezonul rece. Pentru confortul pelicanilor, de exemplu, îngrijitorii au amenajat o încăpere specială.
Volierul unde se adăpostesc pelicanii este gata pentru sezonul rece. Pe jos au fost puse paie, au fost instalate becurile cu lumină infraroșie, iar aici este un bazin în care va fi mereu apă caldă. Deocamdată, păsările sunt ținute încă afară, așa cum vremea permite acest lucru. Acest volier este acoperit cu polipropilen, un material special care oferă posibilitatea de a pătrunde razelor solare și totodată de a încălzi sistemul de ventilare. Și pentru alte viețuitoare se creează condiții. În volierul suricatelor a fost pus mult nisip, iar becurile cu lumina infraroșie păstrează temperatura de 20 de grade. Volierul suricatelor este amenajat cu construcții în interior din termopan, care oferă posibilitatea vizitatorilor de a le vedea și în perioada rece a anului. De multă atenție are parte și crocodilul, pentru el va fi amenajată o încăpere în interior, la fel se va întâmpla și în cazul maimuțelor, care încă îi bucură pe vizitatori cu jocurile lor năstrușnice. Volierile maimuțelor și papagailor vor fi acoperite cu peliculă, ceea ce va oferi posibilitatea de a menține căldura în ele. Și ele probabil că o să iasă afară, anume când o să fie mai cald, soare, dar oricum pe noapte o să se afle în volierile de iarnă. Cei mai mulți dintre copii ne-au spus că, anume pentru a vedea maimuțele, au venit astăzi la zoo. Mie ne plac mai mult monițele. Ce ți-e понравилось? Обезьяны. А почему? Потому что они самые прикольные. Când temperaturile vor cobori sub 0 grade, atunci papagalii, maimuțele, dar și alte animale vor fi duse la adăpost. Astfel, vizitatorii nu le vor mai vedea pe timpul iernii. Cu 3 milioane de euro, Uniunea Europeană vrea să dezvolte aspectele sociale din localitățile de la noi. Grantul este oferit mai multor asociații obștești care au venit cu idei în acest sens. Acestea țin de accesibilitatea persoanelor cu nevoi speciale, ori abordarea corectă a copiilor supuși violenței. În mai puțin de 2 luni, medicii din câteva localități din centrul țării vor învăța cum să intervină în cazul copiilor abuzați sexual. Din păcate, stăm prost pentru că aveam de lucru și trebuie să lucrăm cu persoanele care intră în contact, în primul rând, cu acești copii. Este vorba despre medici, polițiști, asistenți sociali. Autoritățile implicate în cazuri de abuzuri vor fi instruite și de un expert de la Centrul de Medicină Legală. Ce ar trebui să facă, în primul rând, în primele ore de la identificarea victimelor violenței sexuale și mai ales ce nu ar trebui să facă, ca să nu strice cumva în procesul de colectare a probelor. Programul este posibil datorită finanțării venite din partea UE, tot din banii europeni, mai exact 50.000 de euro, la Cahul, Călărași și Fălești, se va evalua gradul de accesibilitate a persoanelor cu nevoi speciale în instituțiile publice, dar și de unde autoritățile de la nivel local pot lua bani pentru a instala rampe de acces. Aceasta, la moment, este o obligație a statului. La moment nu avem date statistice sau studii care să ne arate gradul de accesibilitate a țării întregi sau cel puțin a municipiului Chișinău. Să cunoaștem câte clădiri avem accesibile și de câți bani am avea nevoie pentru a asigura accesibilitatea. Iar pentru ca problemele să fie aduse mai aproape de ochii autorităților, va fi inițiat un proiect numit PhotoVoice, ori Voce prin fotografie. Vor fi selectate 6 grupe de beneficiari din nordul țării. Vor învăța cum să facă fotografii care să aducă fotografiile, vor conține problemele din localitate, apoi vor pune un mesaj la fotografiile date și la sfârșit vor face o expoziție. Vor fi procurate aparate de fotografiat pentru grupuri care vor rămâne acolo în localitate. Ca și pentru cele 3 proiecte, alte 56 de certificate de finanțare au fost mânate astăzi de Peter Mihalco, șeful delegației UE în Republica Moldova, asociațiilor obștești din țara noastră. Cu subgranturi ei vor fi capabili de a dezvolta capacitățile proprii, dar și de a implementa proiecte care ei au pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Beneficiarii au primit între 5 și 60.000 de euro. A fost lansat primul apel în aprilie, după care au intrat 214 de dosare, o propunere de proiect care să contribuie la dezvoltarea principiilor de bună guvernare în Republica Moldova. În perioada următoare vor fi finanțate alte 40 de proiecte. Valoarea totală a grantului european este de 3 milioane de euro.
Fug de impozite și aduc în acest fel prejudicii bugetului de stat. Serviciul Fiscal anunță că de la începutul anului au fost identificate și amendate peste 4.000 de persoane care dau apartamente în chirie, însă fără a încheia contracte. Conform legii, acestea trebuie să ofere lunar 7% din profit. Pe această studentă am întâlnit-o în drum spre universitate. Spune că de 2 ani ia o locuință în chirie, însă nu are niciun contract încheiat cu proprietarii apartamentului. Înțelegere. Înțelegere, da? Și potrivit înțelegerei, cum achitați? În fiecare lună achit direct proprietarului. Foarte mulți nu achită prin contract. Aproape în fiecare bloc din capitală există apartamente care sunt date în chirie. Unii proprietari însă nu declară acest lucru și refuză să plătească impozite, adică 7% din venitul care îl acumulează lunar. Au contracte, ori nu au contracte, nu știu. Sunt și ascund. De asta eu socot că mai depinde și de președinte. Eu sunt locuitorii lui la noi aici. Cum au să-i amendeze pentru asta? Și eu sunt de acord cu asta. Dacă vrem să trăim bine, trebuie toți să fim cinstiți față de însuși din noi. În primele 9 luni ale acestui an, inspectorii fiscali au identificat peste 4.000 de persoane care își dau în chirie bunul imobil ilegal. Proprietarii s-au ales cu amenzi de până la 400 de lei și au fost nevoiți să achite suma impozitului acumulată pentru toată perioada cât nu l-au declarat. Ca urmare a acțiunilor respective de control, calculat suplimentar obligații la buget, circa 700.000 de lei. În ultimii 2 ani, inspectorii fisc și-au intensificat verificările în acest sens. În multe cazuri, angajații serviciului ajung să bată pe la ușă după ce sunt anunțați de vecini, de gestionarii blocului sau chiar de poliție. Și aceleași anunțuri pe 3D9 și aceleași anunțuri pe site-urile de transmitere chirie. Vrei să faci o reparație, vrei să faci ceva, nu poți să faci din pricina că stăpânul, avem așa etaj, noi am făcut reparații pe etaj, nu vor să dei că e... Nu trăiește, nu chiriaș are și... Însă mulți dintre proprietari găsesc diferite scuze, aducând în acest mod pagube de milioane statului. Posibilitatea, ai dreptul să vii cu declarația corespunzătoare și să achizi sumele restante. În caz contrar, Serviciul Fiscal de Stat poate să aplice acțiunile de control. În cazul în care se epuizează toate măsurile care pot fi aplicate de Serviciul Fiscal de Stat, materialele deja merg la executorul judecătoresc și executorul procedurii de executare execută sumă. De la începutul anului au fost semnate aproape 10.000 de contracte de dare în arendă a bunurilor imobile și declarate la fisc, ceea ce a adus bugetului de stat 16 milioane de lei. Accident aviatic în Brazilia, un pieton, un șofer și pasagerul unui avion de mici dimensiuni au murit după ce aeronava s-a prăbușit pe o stradă aglomerată. Avionul abia decolase când a început să piardă din altitudine. La bord se aflau 4 persoane, iar 3 sunt acum la spital. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla cauza tragediei. Momente de teroare și distracție în capitala Mexicului, unde străzile au fost cucerite pentru câteva ore de zombi. Localnicii s-au costumat care mai de care mai înspăimântător și au participat la parada care are loc anual. Înfricoșător, dar și distractiv în același timp a fost în capitala Mexicului. Oamenii de la mic la mare au îmbrăcat costume de zombi și au cutreierat mai multe străzi. Mulți dintre ei și-au confecționat singuri hainele și s-au machiat pe față. Parada zombilor a avut loc pentru prima oară în 2001, într-un oraș din California, Statele Unite. De atunci s-a răspândit pe toate continentele și în orașele importante ale lumii. Evenimentul intitulat Plimbarea Morților Vii este organizat în fiecare an pe 22 octombrie. A fost prins în flagrant în timp ce fura motorină din locomotiva pe care o conducea un angajat al depoului de locomotive Chișinău. A fost reținut de inspectorii Serviciului de Securitate Internă al CFM. Acesta a reușit să sustragă 50 de litri de combustibil și este vizat într-o anchetă de serviciu. Grupă operativă. Din imagini se vede că mecanicul este panicat. Acesta încearcă să negocieze cu inspectorii ca să mușamalizeze cazul.
În comunicatul postat astăzi pe site-ul CFM scrie că totul s-a întâmplat acum 2 zile. Angajatul implicat în acest caz va fi sancționat conform prevederilor codului muncii, iar inspectorii de la CFM vor continua acțiunile de combatere a furturilor de combustibil. Se arată în comunicat, purtătorul de cuvânt al instituției nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii. În luna martie anului curent, 2 angajați de la calea ferată au fost prinși după ce au furat 30 de litri de benzină la Ungheni, iar 10 zile mai târziu alți 4 intenționau să fure 50 de litri de combustibil, însă inspectorii le-au dat planul peste cap după ce i-au depistat la rezervorul locomotivei, având scoase 150 de litri. Atunci cazul a fost transmis oamenilor legii, dar nu se cunoaște ce pedepse au primit făptașii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 500. Eu vă doresc o seară frumoasă.